tare mult că acum un alt pas de a ceva din România și de asta dată la Constanța. Constanța e un oraș care, pe care am pășit mai mulți ani în urmă. Avem câteva parteneriate cu Spitalul Județean din Constanța. E un pas important, încă un pas important. Faptul că Haci Badem a spus da și Constanței, având aici o echipă cu care să discute direct, de la care să înțeleagă direct cum pot ajunge. La București deja sunt mulți medici care vin de la Haci Badem, care stau zile întregi de dimineață până seara la dispoziția pacienților, gratuit, dând a doua opinie medicală, fără a cere nimic pacienților. Și acest lucru de ani de zile încoace s-a dovedit a fi deja foarte util. Totul a pornit de la o mică policlinică, deschisă într-un cartier din partea asiatică a Istanbulului, în cartierul Haci Badem. De acolo vine și numele actual al companiei, care, în traducere din limba turcă, înseamnă, de fapt, migdală amară. Inovație, spirit vizionar, este spiritul fondatorului de care vorbeam, așa l-aș caracteriza pe Natalia Ritelar, care acum mai bine de 20 de ani a pus prima cărămidă, spunându-și că ceea ce poate să facă un american, ceea ce poate să facă un francez, un englez, poate foarte bine să facă și un turc. Și a vrut să demonstreze că lucrul ăsta este posibil, exact asta am și făcut. Haci Badem'in hastanelerdeki kaliteyi yükseltmesi sektördeki diğer oyuncuları da zorladı. Yani diğer hastaneler de kendilerini düzeltmek, daha yukarı çıkmak istediler. Çünkü biz çıtayı yukarı çekmiştik. Bugün eğitimde de bunu yapıyoruz. Bugün şu anda içinde bulunduğumuz Haci Badem Üniversitesi kampüsü, ya ben iddia ediyorum dünyadaki bir numaralı simülasyon laboratuvarlarına sahip dünyanın en gelişmiş kampüsü. Biz tıp eğitimini değiştiriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Eskiden insanlar, çocuklar mezun olurdu, sonra gidip hasta üzerinde öğreniyordu. Şimdi burada simülatörlerde öğreniyor, sonra hastaya gidiyor. Ya uygulamalı tıp eğitimini getirdik. Şimdiki hayalim buranın dünyanın en iyi tıp üniversitelerinden birisi olması. Yani dünyada sayılı tıp üniversitelerinden bir tanesi Haci Badem olursa o zaman ben mutlu olacağım, ben hedefime ulaşmış olacağım. Deja am întâlnit în Universitatea Haci Badem primii 4 studenți veniți din România, de la Târgu Mureș. Trebuie să vă spun că erau atât de impresionați că vedeau în această universitate, așa cum s-au exprimat chiar ei, Universitatea Viitorului. Facultatea de Farmacie și Medicină Târgu Mureș, dar ce căutați la Haci Badem? Am venit la Haci Badem cu bursă Erasmus de plasament, am scris facultății, ei ne-am acceptat și acum suntem aici. Care e primul, efect pe care l-au avut imaginile din jurul vostru asupra voastră? Am rămas fără cuvinte. Deci totul este uimitor. Nu ai cuvinte să descrii ceea ce vezi în facultate și în spitalele Haci Badem. Haideți să găsim totuși câteva cuvinte. Ce te-a impresionat cel mai mult? De exemplu, astăzi ați fost în facultate, în egală măsură și în spitalul Maslac. Sunt foarte moderne, foarte frumos, arhitectura e foarte frumoasă, foarte civilizați, foarte frumos. Ce te face să visezi o astfel de universitate? Ce ți-ai dori pentru țara ta? Pentru mediul în care cei de la tine de acasă învață? Ce ți-ai dori din ceea ce ai văzut aici? Mi-aș dori tehnologia asta de ultimă oră, care într-adevăr are mai multe avantaje și mult mai comod pentru medici, mai comod pentru pacienți. Durata de spitalizare este foarte redusă din cauza tehnologiei moderne și mi-aș dori să, ca pe viitor să avem și noi, să putem beneficia de asemenea aparate. În spatele fiecărei realizări majore din viața unui om există un motiv care ține de emoție. Am observat că, de exemplu, campusul universității poartă numele fiului dumneavoastră, pe care îl văd și în tabloul din biroul dumneavoastră. Tabii, sadece bu campus değil aslında. Oğlumun adına yaptığım çok şey var. Birçok
başka okullar var yapıp devlete bağışladığım çok iyi okullar hem de. Yani Türkiye'de devletin sahip olduğu en iyi okullar var yapıp verdiğim. Bunun dışında işte camiler var yaptığım. Ben aslında kazandığını paylaşmasını, toplumla paylaşmasını seven bir insanım. Yani neticede parayı ne yapacaksınız? Eğer böyle hayır işlerine, sosyal işlere harcarsanız o sizin mutluluğunuzu daha çok artırıyor. Care e scopul dumneavoastră mai departe de ceea ce ați reușit să construiți deja? Care e visul următor, dincolo de universitate, dincolo de rețeaua pe spitala Acivadem, care salvează atâtea vieți? Ya biz bir taraftan hayat devam ediyor, biz bir taraftan büyümeye devam ediyoruz. Ya şimdi İstanbul'da yine büyük yatırımlarımız var. Şu anda 3 tane büyük hastane yapıyoruz. Moskova'da çok büyük bir hastaneye başlamak üzereyiz. Yine Belgrad'da yeni bir yatırım peşindeyiz. Yani bitirmek üzereyiz. Ayrıca bizim Uzak Doğu'da hastanelerimiz var. Orada birçok yatırımımız var. Yani Singapur, Malezya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Vietnam, Brunei gibi ülkelerde de yatırımlarımız var. Bir taraftan da onlara yani biz koşturmaya, yeni şeyler, iyi işler yapmaya devam ediyoruz doğrusu. Cum te cheamă? Andreea Daniela Popa. Andreea Daniela Popa. Și pe mami? Elena Popa. Vreau să vă întreb de ce ați ajuns la Acivadem? Cred că am un indiciu aici. Un stern înfundat care a dus o cifoscolioză foarte severă. Comprimarea plămânilor a ajuns la o capacitate de 49% respiratorie, ceea ce ne-a dus către Acivadem. Aici n-am găsit absolut nicio soluție. Ați încercat să înțeleg? Am încercat. De 3 ani de zile tot încercăm. Inițial mi s-a spus de o intervenție chirurgicală, care ulterior s-a rezolvat cu acel dispozitiv ca de cei de la Acivadem. Cu alte cuvinte, la indicația specialiștilor de la Acivadem, nu a mai fost necesară o intervenție chirurgicală. Exact. Draga mea, te simți bine? Da. Da? Mergi bine? Da? Te ajută? Da. Ai încredere, da? Ai încredere și în medici, ai încredere în mami, deci știe ce face, da? Îți doresc sănătate multă și văd că zâmbești din nou, asta mă bucură tare mult. Daniela este cred primii mei pacienți, foarte mulțumită de, sigur, de rezultatele pe care le-a obținut la Istanbul și mă bucur tare mult. Sper că toți pacienții care ajung acolo să aibă rezultate și să putem să ajutăm cât mai mulți oameni să primească rezultatele pe care le merită.